pe oameni. Nu mai pot amândouă. Mâine urmează să fie prezentarea cu toate. Mâine m-am prezentat. Dumneavoastră le reprezentați pe el? M-am întrebat mai întâi. Dar ce infracțiune? Am văzut că au fost prezentat. Este sticker. Câte au fost prezentat în acest dosar, domnul Mateus? Doar primarul? Nu știu, doar primarul. Doar primarul în acest moment? Au fost prezent și are sunt acuzațiile care îi se aduc mai exact. Pe de-a mâine, nu pot. Dar au legătură cu acea firmă care este implicată și în dosarul... Cu domnul Bica are legătură, domnul Mateus. Oba. Cu domnul Bica are vreo legătură. Îmi pare rău, nu pot. Nu are nicio legătură. Au fost prezent și am făcut. Nu are nicio legătură pe domnul Bica, dar să mă dați. Dar ce s-a luat o măsură pregătită și urmează să fie arestat. De ce este nevinovat clientul noastră? Credează că e nevinovat clientul noastră? Cât o privește pe doamna, se discută doar o măsură preventivă. Înțeles, dar el crede că este nevinovat, el susține că este nevinovat, a susținut asta în fața procurorilor. Da, cu siguranță. Cât privește pe doamna apostolul? Mai lasă-ți aparatul ăla, mă. Ce măsuri vor fi luate în continuare? S-a luat deja. Care sunt persoanele care fac ca decizia să fie luată în Mala Curte de Apel, care judecată să fie în Mala Curte de Apel, care sunt învinuite în dosar? Soția domnului primar este învinuită în dosar? Da, este învinuită. Am înțeles. Cu ce acuzație? Cu ce acuzație? Când se vor aduce la copac? Se va vedea mâine. Mâine se va întocmi referatul cu propunere de arestare și apoi se va vedea. Are legătură în grupe doamna Spazia Blondu, care apărea și în dosarul domnului Vica, cu ceea ce se întâmplă acum la DNA? Apare și dânsa pe... Am înțeles că ar fi implicată una dintre firmele dânsei. Ați auzit e implicată în acest dosar? Atât doar să ne ziceți, da sau nu? Da, ok, mulți pot. Să înțelegem că da, domnule avocat. Să înțelegem că da. De ce m-a mai întrebat? Domnul Mateus, este vorba de 1000, de 100.000 de euro sau nu este? Nu, eu sunt. Sunt acuzații de luare de mită? De luare de mită. Pentru domnul Sorin Apostu, da? Da, dar vedea mâine. Care este valoarea? Care este valoarea? Propunerea. Valoarea, care este? 100.000 de euro, domnul Mateus. Vom vedea, nici eu nu am văzut referatul cu propunere. Abia mâine va fi prezentat în fața. Și este vorba despre o licitație publică, da? O licitație de... se prezintă. Mâine vom vedea materialul care va sta la baza referatului cu propunere. Dar acum ai cum ați văzut aici, spune. Vom vedea mâine. Ordonanța pentru ce faptă este? Da. Va fi prezentat de pereținul, va fi prezentat așa vă declarați, de mine. Pentru ce faptă a fost trimis ordonanța? Pentru ce faptă e ordonanța, domn profesor? Este vorba despre o licitație publică organizată de primăria administrativului. Nu pot să vă spun din moment ce nu s-a întocmit încă referatul, abia acum urmează să se întocmească și mâine vom vedea. Dar pentru ce faptă e ordonanța, domn profesor? Luare de mită e acolo. Pentru ce faptă este ordonanța? Pentru luare de mită. Când expiră ordonanța de reținere? Mâine seara. Însă, înainte de expirare, se va examina pe tine. Sunt al Nu. Ne putem aștepta ca în acest caz să apară și alte nume importante din Cluj-Napoca? Sau au apărut deja? Din experiența dumneavoastră, el sunt probe concludente de bacal? Nu, a văzut, mă vedea. Există interceptări. Interceptări telefonice. Nu știu. Care e suma despre care s-a comunicat?
Nu s-a comunicat nicio formă. Domnul Mateus, care e suma despre care se vorbește? S-a parcurs doar procedura, să vă explic, s-a parcurs doar procedura de aducere la cunoștință a învidirii, pentru că s-a dispus începerea urmăririi penale, apoi s-a parcurs cu aceeași ocazie și procedura de punere în mișcare a urmăririi penale și s-a dispus reținerea în calitate de inculpat. Domnul profesor, care este suma? Ce suma care este suma care este inclusivă? Ar fi luat-o. Se va vedea mâine. Acum ce știu de voastră? 100 de mii de euro, este corectă? E corectă suma asta sau e exagerată? Sau e mică? De cât susține ei? Credeți că va fi suspendat din funcție? Orice sumă de care s-ar invoca în acest moment, ea este contactă. Trebuie să fie condamnat ca să fie suspendat. Domnul Mateus, spuneți-ne de sumă, vă rugăm. Despre ce e vorba? Despre sumă, spuneți-ne care e sumă. Acum sunteți lume cu la fel de azi. 100.000 de euro, sau e mare? Acum e o chestie oricum, de câteva minte pune PNA-ul probabil pe site. Domnul Mateus, ori 100.000, ori 100.000 de euro, 100.000 de lei sau 100.000 de euro? Această sumă închisă a fi obiect material al lorii de vită este oricum probabilă. Domnul profesor, dar cât e? Urmează să... Care-i probabilitatea? Domnul profesor, dar nu v-a luat în drept. Luare de mită. De luare de mită. Poftim. S-a apreciat că nu este cazul. În așa cazul. Pentru copii. Măsura necesită este facultativă. Pentru motive familiale, pentru copii mici. Nu s-a informat. Alfa, telefon, microfon, alfa. Doar apărări de procedură. Rolul dumneai în dosar care. Trafic de influență. Acum, dar care? Domnul Mateu, denunțătorul? Există un denunțător sau s-a autodestinat? Nu știu. Flagrant s-a făcut sau nu? Există, este posibil să există. Un denunț? Flagrant? Flagrant nu există. Dar spune-te-ne de sumă, 100.000 de lei sau 100.000 de euro? Da. Erau pe consultanță la doamna... Din moment ce mă întrebați... Înseamnă că fiți mai mult. Mai sunt de oricum. Dar de care licitație? Despre care contract? Calamitate sau camere? Camere video. Din primărie cine mai este? Domnul profesor, cât sunt inculpați în dosarul ăsta? Cât sunt inculpați în dosarul ăsta? Nu vreau să văd numărul exact. De la Electrogrup este cineva reținut? De la Electrogrup? De la Electrogrup este cineva reținut sus? Mureșan? Da sau nu, domnul profesor? Cât sunt unul corect? Nu știu dacă este reținut. Este prezent la audieri? Este sau nu întâmplător faptul că s-a amânat recursul domnului Bica astăzi, exact în momentul în care s-au făcut aceste petrecere? Nu știu, puteți trage. Dați-ne o declarație și de la capul la coadă. Bun. Ce v-am întrebat, puneți într-o propoziție frumoasă și spuneți. Mai mult nu pot să vă spun. Spuneți-ne că este deținut pentru 24 de ore. Mai sunt persoane publice. Mai urmează și alte audieri în cazul altor persoane? Este posibil. Procurorii știu cel mai bine. Din primărie mai sunt persoane chemate la audieri, inculpate, învinuite? Eu nu cunosc, dar vă spuneam că cercetările sunt la început. Dumneavoastră numai pe domnul primar îl reprezintă. Da, pe domnul primar și pe doamnă. Și atâția avocați care au intrat acolo din cadrul baroului Cluj, pe cine au reprezintă? Persoane care sunt implicate. Atât de mulți inculpați sau atât de mulți învinuiți sunt în acest dosar încât a fost nevoie? Mai mulți învinuiți. V-ați întâlnit cu avocatul domnului Mica?
O avocat e dense este. El e avocat. Există și avocat audiat? Dacă există avocat audiat, da. Păi, vă spuneam că există. Da, 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 da. Competența aparține cursului de apel. Am înțeles. Ok. Pare rău. Să vedem cum o să vedem mâine dimineața. Mai bine să vedem cum poate asta. La 8:30, la 9:00. La ce oră vezi? Îți prezentați la ce oră? Știu, voi fi anunțat. Voi fi anunțat. Având în vedere că s-a emis, mă rog, asta de reținere. Da, este posibil ca ora pe care o va stabili judecătorul să fie chiar mai târziu, având în vedere numărul mare de persoane implicate și ora târzie și cercetările care sunt. Câte persoane sunt cercetătorul în proiect? În fine, 100, 5. Deci 2 la fostul și puțin la adică câte alte persoane? 2, 3. Nu vreau să vă spun o cifră inexactă. Ziceați văzut. 5 persoane, se vorbește de 5 persoane mai multe. Instrumentat de procurorile la înalta curte? Este posibil să fie chiar în termen multe. Dosarul e instrumentat de la Cluj sau de la București? Dosarul e instrumentat de la Cluj sau de la București? De serviciu teritorial. De la Cluj, ok.